Sfântul mucenic Mamant. Pe vremea lui Aurelian împăratul, creștinii erau siliți să jertfească idolilor. Și era în cetatea Gangra un bărbat om ales din sfatul cetății, anume Teodot, și avea soție pe Ruvina. Și de vreme ce nu au jertfit idolilor, au fost trimiși în Cezarea Capadociei, la îndregătorul Faustus. Și au fost aruncați de acesta în temniță. Și Rufina era însărcinată. Deci, știindu-și neputința trupului său și grozimea chinurilor, Teodot se ruga cu o sârdie Domnului ca mai bine să moară înainte de chinuri decât să se lepede cumva de credință din pricina lor. Și a fost auzit de Dumnezeu și a murit. Iar Rufina, urmând pe soțul ei, după ce a născut pruncul, a murit și ea. Și înștiințându-se de aceasta, o femeie de bun neam, Amia din cetate, cu numele, mergând la temniță, a îngropat trupurile sfinților, iar pe prunc l-a luat ca fiu al ei, că îi era și drag, măcar că 5 ani n-a vorbit. Iar după aceea, multă vreme zicea numai mamă în limba siriană. De aceea s-a și numit Mamant. Deci ajungând el în vârstă după moartea mamei sale, Amia, a fost silit și el să jertfească idolilor. Dar nesupunându-se a fost dat la chinuri și a fost răpit de îngeri în munte, unde cu porunca lui Dumnezeu mulgea ciutele sălbatice și făcând brânză o împărțea săracilor. L-au prins însă și l-au chinuit și la fiare l-au dat, dar a rămas neatins, iar la sfârșit cu sulița l-au străpuns și curgând sângele din el ca apa s-a așezat într-o peșteră afară din cetate ca să se odihnească și acolo și-a dat duhul cu bucurie în mâinile Domnului, căruia este slava în vecii vecilor. Amin.